Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Dacă țineți post sau, dacă vreți, o plăcintă delicioasă, cu ingrediente banale, ieftine, pe care le avem mai mereu în casă, v-am adus o plăcintă cu dovleac de post. Are o foaie fragedă care se desface în foițe, de nici nu zici că e de post, și o umplutură generoasă. Haideți să vedeți ingredientele! Pentru umplutură, 1,8 kg de dovleac plăcintar, cântărit după ce a fost curățat, ras pe răzătoarea mare sau cu robotul, 150 de grame de zahăr și o linguriță cu scorțișoară. Pentru foi, 300 de grame de făină, 90 de ml de ulei de floarea soarelui, 150 de ml de apă minerală carbogazoasă sau sifon, o lingură cu oțet, încă 60 de grame de făină, încă 60 de ml de ulei de floarea soarelui și sare. Pentru întins foile, două linguri cu făină și pentru uns plăcinta, o lingură cu ulei. Le găsiți pe toate aici. Evident că foile pot fi folosite la orice altă plăcintă de post, cu mere, cu gutui, combinate, cu pește, în zilele cu dezlegare sau de dulce, cu brânză. Mai întâi facem umplutura. Punem dovleacul ras într-o cratiță sau într-o tigaie mare antiaderentă. Dacă nu vă are loc tot de la început, pe măsură ce se călește, o să scadă și mai adăugați treptat. Adăugăm zahărul, puneți după gustul vostru, amestecăm și îl călim la foc mediu cam 20-25 de minute, până când dovleacul este moale ca un piure și nu își mai lasă zeamă. Acum depinde de dovleac. La un moment dat am avut unul pe care l-am ținut 45 de minute. Iarăși, depinde de gust cât de multă umplutură vreți în plăcintă. Dar parcă despre umplutură e plăcinta, însă puteți să o faceți cu mai puțină. Din când în când amestecăm pentru ca dovleacul să nu se prindă de cratiță. Și nu uitați că dovleacul trebuie cântărit după ce l-ați curățat. În final, cam așa ar trebui să arate, cu cât mai puțină zeamă predeloc, dar nici nu trebuie să se prindă de cratiță. Îl luăm de pe foc, adăugăm scorțișoara sau mai puteți pune vanilie sau câteva nuci rumenite și mărunțite, amestecăm și lăsăm umplutura să se răcească timp în care pregătim foile. Punem cei 60 de ml de ulei peste cele 60 de grame de făină și amestecăm până când obținem o pastă. Crema asta face foaia să se desfacă în foițe. O lăsăm deoparte. Într-un castron mare punem cele 300 de grame de făină, cei 90 de ml de ulei, oțetul, turnăm apa minerală carbogazoasă sau sifon, punem un sfert de linguriță cu sare și amestecăm întâi cu o lingură sau cu o spatulă. Apoi frământăm cu mâna până când încorporăm toată făina. Aluatul se strânge într-o bilă și este puțin tare, dar elastic. Aducem făina dinspre margini, spre centru, astfel încât să avem un aluat omogen. În funcție de făina folosită, este posibil să mai aveți nevoie de cam două linguri cu făină sau una-două linguri cu apă minerală. Frământăm până când aluatul fraged se strânge și se desprinde complet de pe marginile castronului și de pe mână. Este ușor tare, dar elastic și poate fi întins ușor. Acest aluat pentru plăcinta de post poate fi făcut cu o zi înainte și păstrat în frigider acoperit. A doua zi îl scoateți din frigider cu 10 minute înainte de a întinde foile. Presărăm făină pe blat
și întindem pila de aluat dinspre centru spre margini într-o foaie subțire de aproximativ 25 ori 35 de centimetri. Peste ea punem din loc în loc crema de ulei și făină pe care am făcut-o și o întindem uniform pe toată suprafața. Rulăm strâns foaia de plăcintă, începând de la una din laturile mai mari, cât să obținem un rulou. Îl strângem sub formă de melc și îl lăsăm să se odihnească, acoperit 30 de minute la frigider. Între timp, pregătim o tavă cu dimensiunile de 20 ori 20 de centimetri în care aranjăm hârtie pentru copt. Umplutura de dovleac s-a răcit, așa că încălzim cuptorul și presărăm făină pe blat. După 30 de minute, scoatem aluatul din frigider și îl împărțim în două bucăți, una puțin mai mare, care va fi baza plăcintei. Aducem împreună capetele fiecarei bucăți, astfel încât să formăm două bile. Pe cea mai mică o păstrăm acoperită. Întindem bucata mai mare de aluat, tot dinspre centru, spre margini, până când avem o foaie cu dimensiunile de cam 32 ori 32 de centimetri, adică dimensiunile tăvii plus marginile. Înălțimea tăvii mele este de 6 centimetri. Strângem foaia de plăcintă pe sucitor, o desfacem deasupra tăvii și o aranjăm în tavă, ridicând-o și pe margini. Peste foaie punem umplutura de dovleac răcită. Dacă vă plac nucile, înainte de a pune umplutura peste foaie, puteți presăra un strat de nucă măcinată, care va mai absorbe din umiditate și va aduce și un plus de gust. Nivelăm stratul de dovleac apăsând ușor. Întindem și bucata mai mică de aluat, tot pe blatul presărat cu făină, tot dinspre centru spre margini, într-o foaie cu dimensiunile de 20 ori 20 de centimetri, adică cam cât tava. O strângem pe sucitor și o desfacem deasupra dovleacului ca un capac. O aranjăm pe toată suprafața, tăiem marginile în exces cu puțin deasupra plăcintei. Din bucățile rămase puteți să faceți niște pateuri cu gem sau sărățele de post. Apoi băgăm marginile plăcintei spre interior cu o furculiță, sigilând și aluatul și umplutura în interior. Și tot cu furculița înțepăm plăcinta cu dovleac din loc în loc. Pe aici va respira, va ieși aburul din dovleac. Punem plăcinta în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru 50-55 de minute, dar depinde de cuptor. După primele 20 de minute, o scoatem din cuptor și o ungem cu o lingură cu ulei pe toată suprafața, apoi o punem înapoi. Bunica mea zicea că îi dăm față. O lăsăm până când este frumos rumenită. Apoi o lăsăm să se răcească, presărăm peste ea zahăr pudră și o feliem cu un cuțit bine ascuțit. O să vedeți că imediat ce o scoateți din cuptor, foile sunt crocante, dar a doua zi devin super fragede. Deși este de post, foaia are multe foițe subțiri care se topesc în gură. E simplă și delicioasă, o să vedeți. Se păstrează acoperită la temperatura camerei 2 zile sau 3-4 zile în frigider. Să vă fie de folos. Sper să o încercați și vă aștept în comentarii să-mi spuneți cum v-a ieșit sau dacă aveți întrebări. Până la o nouă rețetă, să aveți zile delicioase și por la bucătărie. Numai bine!